Vă salutăm din aeroport pentru că din nou plecăm într-o excursie minunată. Da, se termină vara și am decis ca să încheiem această vară cu două excursii deodată. E bine, această excursie a început cu peripeții, ca să zic așa. Pentru început, noi mergem acum în Veneția și din Veneția vom lua avionul spre Mykonos, dar vom sta o zi, o noapte vom sta în Veneția. Ok, este ok pentru Veneția, totul, booking-ul la hotel, totul este ok. Dar ne-am făcut, bineînțeles, și booking-ul pe Mykonos. După noi, când am luat biletele de avion și când am zis să mergem în Mykonos, noi nu ne-am interesat și eu, deșteapta de mine, am zis că, băi, nu vreau să mergem în Santorini, că Santorini este cea mai scumpă insulă din Grecia. Dar nu m-am interesat mai bine și pe urmă am descoperit că de fapt Mykonosul este cea mai scumpă insulă din Grecia și ne-am dat seama atunci când ne-am uitat de hotel, unde să stăm. Când ne-am uitat eram ceva de genul ăsta, oare nu putem să dormim pe plajă? Dar la banii pe care i-am dat pe hotel am mers în două excursii până acum. Nu contează, dar ne-am găsit până la urmă, prima dată ne-am găsit un hotel destul de acceptabil la preț, adică nu foarte acceptabil, scump, dar asta este pentru ce era, ce este Mykonos, era acceptabil și avea și piscina, avea tot ce vroiam noi, breakfast inclus, totul, măcar dacă dăm un ban, să dăm un ban ca lumea. Anyway, ne-am făcut booking-ul, eram așa supărate pe de-o parte, dar fericite pe de altă parte că vom sta într-un loc foarte frumos, dar pe de-o parte eram supărate că am dat foarte mulți bani. Anyway, după vreo 2 sau 3 zile, 4 zile, nici nu mai știu când, primesc un mail frumos de la booking că ni s-a anulat, ni s-a dat cancel la booking, dar n-am înțeles motivul pentru care mi s-a anulat rezervarea și refund-ul ne va veni în 10-15 zile. 10-15 zile și noi mai aveam 5 zile. 5? Sau mai puțin de 5? Anyway, maxim 5 zile până când trebuia să plecăm. Și na, ce se face? Trebuia să ne facem un alt booking, bineînțeles. Și a fost puțin mai greoi să facem booking-ul ăsta pentru că na, nu mai aveam nici bani, ce putem să zicem. Așa că, dar am avut noroc, am găsit un hotel foarte drăguț, chiar foarte drăguț, mai ieftin decât primul hotel. Sincer, nu mai mi-amintesc cum arată hotelul respectiv. Chiar nu mi-amintesc, era ceva de genul ăsta, da, e ok, are breakfast, are piscină, are ce vrem. I-am dat și mail, că am zis că vrem să avem camera cu view spre piscină. Și bineînțeles că ne-au răspuns la mail foarte drăguț și ne-au spus că vor face tot posibilul să avem și un view cum ne dorim și bineînțeles ne-au oferit transportul gratuit de la aeroport la cazare și viceversa, de la cazare la aeroport. Da, suntem foarte fericite. Am zis că în sfârșit avem o veste bună pentru tripul nostru. Dar ce să facem, ce să facem? Nu, uitați-vă ce față am, uitați-vă ce față are. Amândouă am răcit în ultimul an. Mi s-a umplat jumătate de față și de-abia pot să vorbesc. De doare pe amândouă purta și suntem vai de capul nostru. Și nu vreți să vă zic cum suntem. Dar noi plecăm în vacanță. Așa că vă vom lăsa și ne vom auzi din Veneția. Ne-ne-ne-o.
am ajuns la cazare și, ei bine, ne-am făcut check-in-ul și toate celelalte, dar știți cum se face de obicei, check-in-ul după ora 3. Așa că ne-am încărcat puțin telefoanele când nu mai aveam baterie și am mers să mâncăm ceva și Cristina a mâncat lasagna cu croissant și a băut o cafea, iar eu am mâncat niște spaghetti cu stridi și wow, nice. Așa, și m-am făcut toată neagră pe la gură și acum suntem, ne-am luat, pentru că stăm doar câteva ore, nici o zi nu stăm în Veneția, ca să zic așa, ne-am luat o cazare la un hostel și arată destul de nice. Nice, nu ne-am luat gen paturi într-o cameră cu mai mulți, ne-am luat private room. Așa că hai să vedem. Oh, beautiful! Nice! Și are și view. Nice. Nice. Wow, nice. Ce pot să zic? Noi am ajuns pe autostradă. Deci am mers cu GPS-ul. Vrem să mergem undeva în centru, ca să zic așa. Și am zis că mergem pe jos, bineînțeles. Dar trebuie să facem vreo 2 ore pe jos, nu știu, e destul de complicat, habar n-am. Am zis, hai băi, hai să luăm un tren. Dar uitați, trenul este aici, dar noi n-avem cum să ajungem, că suntem pe un pod pe autostradă și am mers tot înainte și ne-am blocat și efectiv toate mașinile taxonau. Tot. Da, suntem pe autostradă. Și dacă coborăm pe scări, sunt oameni care dorm. Mai, uite că este un pod la scări, care duce pe partea cealaltă. Eu zic să ne riscăm. Mergem în pod. Da. Ce? Și acum ghiciți, ne întoarcem. Nu facem nimic special decât să ne întoarcem. Dacă n-ați mai văzut autostrada din Veneția, voila! Voila! Frumos în Veneția. Frumos. Până ajungem noi, trebuie să plecăm acasă să luăm avionul. Și am ajuns în centru, adică pe insuliță, ca să zic așa. După cum ați văzut din compostata din neori, secvențele acelea, este un pod care traversează frumos marea, foarte, foarte frumos. Nu se vede atât de bine în filmare, cât de frumos este în realitate. Anyway, autobuzul ne-a costat 3 euro pentru amândouă, ca să venim aici, adică eu 1,50 euro de persoană. Inițial am vrut să mergem cu trenul, dar făceam tot aceleași minute, așa că am preferat să mergem cu vasul. Iar acum, să vă bucurați de frumusețile Veneției. Uitați, outfit check, ta-na-na, and me. Beautiful. Suntem două drăgălașe.
Nu știu, dar de fiecare dată, de fiecare dată, când am venit prima dată în Italia, am avut doar probleme, tot așa, cu transportul. Când ne-am rătăcit la metrou, ți-am zis, când am venit în Milano atunci, era să mă fure și ghiși cine era să mă fure. I-am prins-o cu mâna geantă la mine în metrou, o româncă. O româncă, cu bune, o româncă, altă româncă mă ținea de vorbă. Și cealaltă româncă era cu mâna la mine în geantă. Da. Și am avut tot așa probleme. Ne-am rătăcit, eu mai eram cu o prietenă și trebuia să ajungem. Era undeva în afara Milanului, cumva că... În fine, o poveste lungă. Câte peripeții am avut și atunci, Doamne! Și în Palermo am avut doar peripeții, bineînțeles, că am dormit pe străzi, prin gări, prin aeroport, prin toate locurile posibile, pe stradă. Doamne, pe stradă am dormit, pe stradă! Și numai probleme și... E frumoasă Italia, n-ai ce zice, este foarte frumoasă, dar pe cât de frumoasă, pe atât de înceată și mă zăpăcește. Dar hai să lăsăm vorba, hai să vedeți minunățile. Oh, sorry. Și am ajuns și la primul obiectiv turistic de pe lista noastră, Rialto Bridge. S-ar vedea mai interesant dacă n-ar fi stâlpii ăștia aici în față, dar uitați cât de frumos. Gelato. Am zis că hai să mâncăm un gelato foarte bun, așa că am venit la cel mai bun gelato din Veneția. Și uitați că ce pare este. Se vede că este the best gelato. Așa că să-l încercăm. Și așa arată mâncile. Look at this! Și acum hai să și degustăm. De bine, așa s-o termin să vizi mai cumpăr. Am intrat în paradis! Wow.
vlog acum pentru că ne pregătim să plecăm la cazare și nu vom mai sta foarte mult pentru că dimineață vom pleca direct în Mykonos, așa că vom avea o noapte foarte, foarte aglomerată pentru că avem avionul la ora 4 dimineața. Așa că ne vrem să mai petrecem puțin timp cu noi. Și atât a fost și vlogul de astăzi, ca să zic așa. Un vlog scurt, dar destul de interesant. Dacă vreți să veniți într-un loc atât de frumos, va ajunge și o zi. Noi ne-a ajuns o zi și am făcut fix ceea ce ne-am dorit. Și ne simțim atât de bine, nici nu vă vine să credeți cât de bine ne putem să ne simțim acum și ce vibe frumos avem. Cu toate că la începutul vlogului v-am zis că am întâmpinat foarte multe probleme și am avut un vibe foarte prost, ca să zic așa, și am venit cu o energie din aia negativă. Dar acum avem o energie foarte pozitivă și ne simțim. Oh, sorry. Și ne simțim chiar foarte bine. Ea e o bingo. Ia. Și ne simțim foarte bine. Da. Deci, eu am fost Paula Hlaghi și alături de mine Cristina. Trebuie să vă obișnuiți deja în formula aceasta pentru că cam așa vom fi de acum înainte. Așa că vă lăsăm. Dacă v-a plăcut vlogul de astăzi, nu uitați să lăsați comentariu și să spuneți dacă v-a plăcut în Veneția, bineînțeles, dacă vreți să mergeți și voi în Veneția. Eu recomand, chiar m-am simțit bine, dar sincer, mai mult de 3 zile, da, n-aveți ce face.